pădurarii din județul Neamț au surprins imagini cu mai mulți urși care se hrănesc cu mâncarea mistreților oferită de silvicultori. Specialiștii spun că seceta a făcut ca fructele din pădure să fie mai puține și astfel animalele coboară în grădini pentru hrană. Urșii îndepărtează mistreții și mai întâi se hrănesc ei. Hrănirea animalelor sălbatice este asigurată de gestionarii fondurilor cinegetice, iar iarna, când hrana este deficitară, aceasta este suplimentată. Regia Națională a Pădurilor Rom Silva gestionează 251 de fonduri cinegetice și anual asigură faunei în total peste 2600 de tone de porumb, 1450 de tone de fân, peste 290 de tone de cereale, 270 de tone de plante furajere, peste 190 de tone rădăcinoase și suculente, aproape 170 de tone de fructe, aproape 40 de tone de hrană granulată și peste 300 de tone de sare.